Bună seara și bun găsit, stimați respectatori. Ne aflăm în biroul domnului director Daniel Gongu, directorul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Vrancea. Vom discuta în această seară despre gala sportului vrâncean, care va avea loc pe 18 decembrie la cinematograful Balada. La ora 18. La ora 18. Bine ați venit! Bine v-am găsit din nou. Spuneți-ne, domnule director, care sunt ultimele noutăți despre gala sportului Vrâncean. Am finalizat toate discuțiile cu Consiliul Local, am fost și în ședința de comisie, m-am întâlnit cu consilierii locali, mi-au pus întrebările, nici n-am luat niște lămuriri, am rezolvat toată problema, s-a aprobat și în Consiliul Local în cadrul ședinței ordinare care a avut loc săptămâna trecută, s-a aprobat suma de 10.000 de lei, suma pe care noi am sugerat-o către Consiliul Local așa cum am făcut în ultimii ani, că noi cunoaștem clasamentele, cunoaștem și valoarea sportivilor. Suma a fost aprobată exact așa cum am cerut noi și acum ne așteaptă marele eveniment, pe data de 18, ora 18 la... Deci, suma de 10.000 de lei este 10.000 din partea Consiliului Local, această din partea Consiliului Local. Și aveți dumneavoastră o sumă de la Ministerul. Și noi nu, noi premiem în produse sportive, nu avem voie, legea nu ne permite să premiem cu sume de bani. Noi premiem în articole sportive pentru că premiem sportiv și... Asta este legea și trebuie să o respectăm. Dar valoarea sumei în echipament? În 10.000 de lei, tot o sumă plafonată de prin lege. Până la urmă, prin legea sportului. Până la urmă, cel mai important este că lumea sportului din Vrancea îi cunoaște pe sportivi din nou cu unii, pentru că sunt sportivi care au fost și anul trecut și acum 2 ani și acum 3 ani de zile au fost premiați, pentru că sunt sportivi de valoare și aici își reconfirmă valoarea prin prezența și la această gală. De exemplu, Alin Năstase, care și cu Vlad Ucescu, care au avut... Chiar puteți ne spuneți cam care ar fi clasamentul sau de la ce... Haideți să lăsăm pentru gală. Da, a apărut și ceva în presă, însă haideți să lăsăm pentru gală, e mai deci, bine ca, așa. Care ar fi criteriile ca lumea să înțeleagă, cei care iubesc sportul poate știu lucrul acesta, dar cu siguranță sunt și oameni care iubesc sportul, dar nu știu exact criteriile. Dom'le, criteriile sunt... Campion mondial... Cine punctează? Cine punctează de la juniori 1 în sus... la disciplinele olimpice și neolimpice. Sunt juniori. Deci clasamente separate. Sunt clasamente, da. S-a făcut clasament 10 ca și în anii precedenți. De fapt, începând cu 2010 am luat această decizie. Am premiem 10 sportivi din sporturile practicați de sporturi olimpice și inițial era vorba de 5. Vreau să premiem doar 5, cum a fost și anul trecut, s-a făcut clasamentul anul trecut, 5 la participanți la sportivi care practică sporturi neolimpice, însă datorită faptului că s-au încadrat la același punctaj, n-am putut să dăm la o parte să alegem între ei și am zis și sunt 7 până la urmă, deci au intrat încă 2 sportivi, deci sunt 7 la sporturi neolimpice. Aici, la sporturile neolimpice, sunt 2 practicanți de karate, de taekwondo, avem de la șah, de la rugby, un jucător care a fost și un sportiv care a fost premiat și anul trecut pentru că a avut participare cu echipa națională. Cum avem șah, avem și dans. Dans a reușit eu știu să atrage și fonduri din afară, da, eu știu, pentru, sponsor, pentru, știu că sunt oameni da, care la fiecare final de an... Da, pentru prima și urmarea intervenției domnului Viorel Macovei de anul trecut, dumnealui s-a arătat într-un fel nemulțumit, știți, problema cu acea... Era campionatul la fitness. La fitness, la culturism. Acum nu. Dar avem alt sportiv care s-a încadrat, este sportiv care a fost dat de clubul sportiv, deci noi respectăm exact criteriile, da, pe care și hârtile pe care ne le trimit cluburile sportive. O noutate a acestui an este că am hotărât printr-o implicare personală, am contactat mai mulți oameni de afaceri, pentru că și eu provin din mediul de afaceri. Mulți dintre ei sunt prieteni, mulți nu mă cunoșteau, însă sunt oameni care atunci când le-am spus despre ce este vorba, au reacționat foarte mai mult decât pozitiv. Și chiar o firmă din Adjud, sunt două firme din Adjud care ne ajută, nu pe noi, pe sportivi, că vor veni și vor premia personal prin sau prin reprezentanți da. Sau prin noi. Firma care a venit cu suma cea mai mare de bani
a spus nu poate trimite pe nimeni și au zis, domnule, avem încredere în dumneavoastră că... Mai ales zic, probabil că au și să regăsesc în clasamentele acestea și sportivi din adjunct, nu? Păi problema era că Consiliul Local Focșan nu poate premia sportivi din altă localitate. Deci Consiliul Local Focșan poate premia doar sportivi din Focșani, legitimați la cluburile din Focșani. Avem sportivi care au câștigat, sportivi de domnului profesor Ciortan de la școala numărul 3 Adjud, avem sportivi foarte buni și sportivi de domnului profesor Catrinescu de la Atletic Adjud și trebuie toți premiați într-un fel sau altul și am găsit soluția să căutăm la oameni de afaceri. V-am spus, am avut o surpriză foarte plăcută din partea unei societăți cunoscute foarte bine în județ și chiar cu o sumă consistentă. În sensul că și dumnealor ne-au cerut o sugestie, le-am oferit-o și vor fi premiați la nivelul premiilor care se primesc din partea Consiliului Local. Sportiv. Deci vor primi exact premiile pe care le-ar fi primit și din partea Consiliului Local. Ceea ce pentru mine este chiar, pot să spun, o bucurie foarte mare. Acum, înainte, cu 5 minute înainte să veniți dumneavoastră, am vorbit cu domnul profesor Catrinescu și spunea că a fost uimit, chiar foarte bucuros de acțiunea pe care am întreprins-o. Ce pot să vă spun? Suma totală a fost undeva la 5.000, făceam cu dumneavoastră 5.000 de lei efectiv în bani, numerar, care vor fi înmânați prin diverse persoane, reprezentanții societăților respective, după care se adaugă că avem sporturile de echipă, avem copiii. La copii trebuie să alegem între două echipe. Prosport, acum așteptăm și zona care va avea loc acum, sâmbătă și duminică, în sala polivalentă, CSM Focșani, să vedem ce face. Prosportul a avut 2005, CSM-ul categoria 2006. Trebuie să alegem o echipă, că știți cum este. Cel mai bun trebuie, dacă vor fi la egalitate, ceea ce sper că nu, că am înțeles că echipa dumneavoastră nu s-a dus mai departe. Final, dacă, Doamne ferește, eu nu-mi doresc acest lucru, CSM-ul va avea aceeași performanță, adică nu va pleca mai departe, va trebui să vedem cum face. Jucați dumneavoastră, domnul președinte, între dumneavoastră și hotărâm, trebuie să alegem o echipă câștigătoare. Echipa câștigătoare... Da, sperați să califice echipă bună. Ce vreau să spun, echipa de copii, am vorbit cu domnul Ovidiu Băjenaru, le oferă copiilor după festivitate, îi scoate, îi cheamă, le pregătește o masă festivă. Da, fetele de la volei, de exemplu, am găsit pe domnul Sorin Răileanu, soția domnului Răileanu. Deci domnul Răileanu, soția domnului Crina, a practicat volei. A spus, fetele de la volei vin la noi și facem o masă festivă cu fetele de la volei. Cu antrenor, cu cine mai este implicat în echipă și cu mine. M-am invitat și pe mine, că trebuie să... Asta este. Veniți și noastră dacă este, că trebuie să fiți acolo, că probabil veți fi MC-ul serii. Echipa de handbal, de asemenea, am găsit, vor merge la un restaurant în oraș, la o masă festivă, după, pentru că toți trebuie, fiind echipe cu mai mulți sportivi, e mai greu să le dai 200 de lei, 300 de lei. Așa am zis, domnule, hai să oferim o masă festivă și e totul ok. Și, cum vă spuneam, toți sportivii, și olimpici, și neolimpici, au fost acoperiți cu câte un premiu. Da. Premiul este un premiu bun, nu dau valoare. Eu știu care va fi valoarea, că noi, deci persoane care nu pot ajunge, firmele respective, vor trimite plicurile cu bani către noi, vor scrie firmele respective exact pentru cine sunt așa și noi vom înmâna, eu cu siguranță, dacă nu vine reprezentantul firmei, voi înmâna personal sportivului acel plic cu bani. Este un lucru foarte bun, mă bucur și mă bucur de faptul că oamenii de afaceri au înțeles faptul că sportivii au nevoie de acești bani. Este o sumă pentru unii foarte mare, pentru unii mică. Dar mică în funcție de cheltuielile pe care le au. Da. Astăzi am înțeles că și domnul primar Armencea, domnul primar al municipiului Adjud, s-a întors la serviciu, urmează să-l contactez și pe dumnealui să vedem dacă ne poate ajuta. Ne-a ajutat. Deci în 2012... În 2012 l-am sunat, domnul primar a trimis pe cineva din partea primăriei și a premiat sportiva care nu putea primi bani din partea consiliului local. Ați vorbit cu președinții de cluburi, cu sportivii, cu antrenorii, cum i-ați găsit, cum i-ați regăsit eu și la sfârșit de an?
Ar fi mai bine? Sunt mulțumiți de rezultatele? Sunt mulțumiți, întotdeauna este loc de mai bine. Știți cum e? Și când te duci la Olimpiadă, de exemplu, dacă n-ai luat aurul, ceea ce este maximul în sport... Și când e aurul, tot și parcă tot îți dorești că și peste 4 ani să-l câștigi. Da, sunt mulțumiți. Unii știu că se putea și mai bine, pentru că în sport întotdeauna loc ca rezultate față de anul o idee mai slăbuțe, o idee mai slăbuțe față de anul trecut, însă sunt ok. Ca echipele seniori, am zis că handbalul ar fi la seniori, handbalul este pe locul 4 în acest moment, în ziua în care vorbim, au meci când? Mâine, dacă nu mă înșel. Sâmbătă au meci. Sâmbătă între meciurile de copii. Da, este, au și ei un meci, însă și aici avem și participarea echipei de volei senioare și ele vor fi în cadrul festiv premiate pentru că au participat la turneu semifinal, ceva de genul. N-am primit încă, deci noi am primit doar numele, n-am primit lista cu performanțele exacte ale clubului, ale echipelor ale sportivilor avem, nu avem la echipe. Însă vor fi și fetele. Un alt om de afaceri cunoscut, care e un apropiat al sportului, este domnul Marius Olumeteanu. Da. Care premiază... a dat împreună cu dumneavoastră și cu alte firme ale domnului Simiz și al unui alt om de afaceri din Elveția, care are o fabrică de confecții. Împreună cu dumneavoastră spuneam, am organizat acum câteva săptămâni o veție extraordinară. Acum pe 22. O competiție foarte importantă care deja a intrat în calendarul, să zicem așa, al competițiilor de renume din Bielorusia. Și vă las pe dumneavoastră să spuneți despre invitați. Au avut invitații din mai multe țări. Am venit și eu în sală cu fetele mele, cu soția. Și am stat câteva minute și ne-am uitat, sala era foarte plină, ceea ce mă bucură. Vă spun sincer că atunci când vezi sala plină... Iată un om de afaceri care până la urmă... Este foarte implicat. Și cu plăcută, să spunem așa, pentru că dumneavoastră având o firmă de pază, reușește să atragă și dintre sportivii care eu știu... Mulți dintre sportivii pe care i-a premiat în trecut la diverse competiții, acum i-a angajat dumneavoastră la firmă, pentru că, normal, sportivul are un fizic ok și mai ales este domeniul de activitate al dumneavoastră. Este bază și intervenții. Dumnealui protejează obiective, persoane, poate transporturi cu bani, tot felul de lui. Și are nevoie de sportivi care, normal, au pregătire fizică și aici, pentru asta, de asta e nevoie. Marius Olumeteanu îmi este prieten foarte bun și acum, de exemplu, va premia judocanul care va fi premiat. Se află în... Nu, este un singur judocan și pe el m-a și întrebat. Nu avea importanță, că dacă erau 5, s-a ocupat de toți 5. M-a întrebat. Eu sunt cu judo. M-a întrebat atât. Dani, ce ai de la judo? Am un singur. De la mă ocup eu. Dacă erau 5, cu siguranță se ocupa de toți 5. N-am niciunul, atunci ați dat toți bani. Și nu, oricum lua un alt sportiv. Dar m-a întrebat că, de exemplu, domnul Emil Crihană, i-am trimis lista cu sportivii, șahul. Mi-a zis șahul pentru că este un sport al minții, nu oricine practică șahul pentru că îți trebuie ceva soft pentru ceva creier pentru șah. Și mi-a zis, eu premiez... Acum mai există pretenții, adică îți premiază. Sunt, de exemplu, sunt persoane care nu pot veni la gală, Mugurel Mălureanu, și vă pot da lista aici. Am lista. Rog. Și chiar îmi face plăcere să spun de dumneavoastră, deci domnul Viorel Macovei, o sumă destul de bună. Și n-are treabă cu Focșanul, însă domnul care, de exemplu, chiar vă spuneam, practică fitness-ul. Domnul Titi Carabulea de la Jud, domnul Ionuț Doagă, de aici din Focșani, cunoaștem firma, domnul Ticu Mihu, sumă iarăși frumoasă, firma aceea din Ajut, care vine cu sumă foarte importantă de bani, iarăși Cătălin Zanfiroiu, Vasile Apostu, este directorul Direcției de Statistică Vrancea. Suntem prieteni foarte buni, l-am întrebat, se poate? Da, domnule, bineînțeles, sportul nu e o problemă, nu este o sumă enormă pentru nimeni, hai să facem bani, oricum noi cheltuim mulți, dintre noi cheltuim bani și aiurea. Măcar acum știu că am dat o sumă de bani pentru sportiv. Nu, dar există posibilitatea, probabil că adică cu siguranță știți și dumneavoastră, pentru că sunteți om de afaceri și veniți din mediul de afaceri, faptul că la sfârșit de an sunt anumite firme care, să sperăm că sunt cât mai multe, care fac profit, da? Da, și există legal varianta de contract de sponsorizare, 20% din profitul respectiv, da. Poate pleca acest profit, 20% din impozit, poate pleca spre activități de...
se deducă sport, cultură, religie și așa mai departe. Se deduc anumite sume. Se deduc, da. Deduc anumite sume. Deci v-am zis, Mungurel Mălureanu, Viorel Macovei, Emil Crihan, Daniel Călugăroiu, nu știe lumea, însă este aproape, mi-este prieten, este aproape, vin și eu spre mine și un sportiv. Zanfiru Cătălin, Vasile Apostu, Marius Ulmeteanu, Ticu Mihu, Ionuț Doagă, Titi Carabulea, iarăși Viorel Macovei. Și nu numai, de exemplu, la secțiunea talente, avem un sponsor care va premia toți copiii talentați. Sunt număr de 24, erau ieri ultimul. Da, tinere speranțe. 29, erau 24, de... acum am mai adăugat câțiva. Sunt 29 de copii. De copii, da. Este această persoană din Focșani, domnul Doru Bârlă, vine și a spus, aducă-te o sacoșică cu niște dulciuri cu ca de sfârșit de an, pentru depus chiar depus sub pom. Depus sub pom, da. Da. Vin toți copiii, sunt 29. Hai să zic 30. 30. 30 de pachetele, da. Pentru fiecare. Este dintre... se va ridica undeva la 1000 de lei valoarea acestor pachete. E un lucru bun pentru că copilul acesta va primi o diplomă, va primi un pachetel, o sacoșică cu ceva acolo, dar în primul rând va fi văzut de focșăneni. Da, va fi și noastră, probabil veți filma gala, va fi promovată, da. Și în presa scrisă și aici este mândria cea mai mare pentru acel copil și pentru părinți la rândul lor. Pentru că și părinții știu ce e aia, să duci copilul la antrenamente, să duci copilul la concursuri, sunt cheltuieli. Pe zăpadă, pe vânt, pe soare. Nu cădează, fie vreme bună, fie vreme rea. Da, sportiv până la moarte, nu? Am modificat puțin. Așa, și de asta zic, e greu, știu ce înseamnă aceste lucruri. Sunt și eu acum la început, că și fiica mea practică atletismul cu domnul profesor Batog și de acum începem să intrăm și noi în, are 9 ani și jumătate. Da, sunt multe dintre, în primul rând să fii pasionat, să-ți placă acea ramură sportivă, da. Și după aceea... Fata mea face atletism, există... pentru că și tatăl ei a făcut atletism, fata cea mare vorbesc, că cea mică are 5 ani și jumătate. Sacrificii în propriu spus până la urmă, că dacă ești pasionat de acel nu, sport, nu există sacrificiu, da. Dar sunt niște eforturi, care se fac. Și rezultatele pe plan și curat trebuie să existe. Da. Și toți acești sportivi vor fi aplaudați de către conducerile. Consiliul Județean va fi invitat, primărie, Consiliul Local, deci vor fi consilieri locali, primarul municipiului, mai mulți primari, voi vorbi și cu domnul primar Armencea, poate veni și dumneavoastră, mai ales că sunt sportivi din Adjud premiați acolo. Și de asta zic, asta este important. Da, avem Kazumi, deci la talente avem de la Kazumi, Kazumi Panciu, da. Așa, da, este. Din Panciu avem doar de la clubul Kazumi, un sportiv. Vreau să zic, asta e important. Sunt premiați, îi vede lumea, apar în presă, e cel mai important pentru ei. Și sperăm ca la anul să vină rezultate mai mari. Vlad Dulcescu, de exemplu, cu Alina Stasa, anul viitor, cu siguranță nu se vor mai regăsi în top. Pentru că deja au semnat contracte cu alte, au terminat școala, au plecat mai departe, unul la Iași, unul la București, unul a semnat cu Dinamo, celălalt cu altă firmă, cu alt club, așa, și își văd mai departe, nu vor mai puncta pentru cluburile din Focșani. Deci aici vor urca mai sus cei care acum sunt pe locurile 4, 5, 6. Ah, vor pleca, deci dacă nu mai punctează, Dacă nu mai punctează, de asta zic că nu este important că el face parte din clubul... Alin Moldoveanu era Dinamo și dublă legitimare la Tehnoton, Iași. Toată lumea știa, Tehnotonul l-ați premiat atunci când a luat. Am dat o plachetă, special. Da, o plachetă și toate pentru că este merit de o ca premiu financiar era complicat, da. Decât dacă venea cineva cu banii. Noi nu puteam să dăm, știu că l-a premiat Consiliul Județean și Consiliul Local, dacă Focșani, dacă nu mă înșel la... Vrea să primim bani la Ministerul de Sportului. Ministerul de Sportului, mai greu, nu. Acolo nu a fost premiat de clubul Dinamo cu o anumită sumă de bani. Nu știu ministerul dacă i-a oferit ceva. Însă pentru el este foarte important, a fost numărul 1, deci a fost maximul. Poate reușiți să-l aduceți anul ăsta, poate eu știu de sărbători. Voi vorbi cu Alin, să văd dacă este foarte ocupat, și sper să-l voi suna. Puneam la un moment dat și cu siguranță v-ați gândit și dumneavoastră, pentru că din discuțiile pe care le purtați cu oamenii de sport, cu, eu știu, sportivi, prezentați, și mai departe, n-ar fi rău la un moment dat, cu toate că e greu să-i adun, dar... fixând cu ei o anumită perioadă, poate chiar la sfârșitul anului, un Gina Gogeanu, un Arin Moldoveanu, un Adrian Croitor, pe care l-am văzut. A venit, aici, e foarte greu. E foarte greu să-i adun pe toți, dar
făcut așa. Marius Sumetean a reușit să-l aducă, să-l convingă să vină aici. Dar la un final de an, Gina Gogean, repet, vom încerca. Alin Moldoveanu, vom încerca. Adrian, timp mai avem două săptămâni. Mai avem fix două săptămâni. Și tot așa pentru dumneavoastră, prin direcția de sport, lucru pe care și dumneavoastră l-ați văzut în marile sau mai micile orașele ale Europei, ale lumii, la intrarea în oraș, n-ar fi rău, eu știu, trebuie ceva oficial, să fie o intrare în Focșani, acesta e orașul, să trecem pe o mare... Aici nu depinde de noi, nu putem face de Consiliul Local. O solicitare, domnule, da. N-ar fi rău, domnule, aici în Focșani. S-a gândit, Gogean, dublă campioană olimpică, s-a pus mondială, s-a pus în discuție odată. Adrian Cuvitor, cel mai mare judocan, nu știu ce. Ca personalitate, domnule, cine a trăit? Teatru Pastia. Da, nu, s-a pus în discuție. Chiar cu supărare, adică s-ar putea să fie și cu supărare pentru unii, că dacă dai sala polivalentă, Adrian Cuvitor. Domnul Viorel Paizan, colegul dumneavoastră, domnul profesor Paizan, mi-a propus să fie Alin Moldoveanu și am spus, haideți să o lăsăm puțin, așa că sunt foarte multe rezultate. Atunci era rezultat exact. Mâine, pe mine, Gogean, mâine pe mine apare... Și de veche, de performanță de acum 10 ani, 12 ani. Și de asta zic. Deci, într-un fel, să nu se simtă dați la o parte și alți sportivi. Dar doamne, poligonul de tir se poate numi. Da, Alin Moldoveanu. Gina Gogean, sala de gimnastică la CSS. Gina Gogean. La CSS. Da. Eventual poate fi făcut, eu știu, o panou uriaș și care să fie trecute... Eu știu toate rezultatele majore ale tuturor sportivilor, că sunt, dacă dăm timpul înapoi, nici nu eram noi născuți și au fost. Noi, pentru bugetul, deci pentru 2015, vom solicita în buget o anumită sumă pentru a face aceste tablouri. Da, niște tablouri pe culoarul care duce la handbal. Da, avem destui, dacă stăm să ne gândim, chiar am avut... Mitică la handbal. Da, am avut rezultate... Medalia cu bronz la campionate mondiale. Cu Chivu, care a luat campionat nu poate fi premiat, deci va fi invitat, îi se va da o diplomă, o cupă, nu pot să spun chiar tot, știu ce va fi, dar observați că încerc să ocolesc puțin subiectul, nu că nu știu. Deci, eventual poate să vină patronul dumnealui, Marian Spânu, să-l premieze dumnealui în cadrul festivului, pentru că am înțeles de la dumnealui, m-am venit aseară. Am zis că vinerea viitoare este gala fotbalului românesc și va fi premiat și acolo. Sunt convins, pentru că este o performanță bună pentru echipa. Mai ales că Răzvan Burleanu, președintele. A fost președintele. Este președintele camp european al mini fotbalului. Încă mai este președinte. Încă mai este. Nu, în mai, din ce am înțeles, vor fi alegeri și atunci va renunța. Nu va mai candida. Am înțeles. Da, mi se pare normal. Până în mai 2015, dumnealui va fi președintele. Nu, dar președintele este unicaș, nu este unicaș. Federației Române de Federației Europene de Fotbal. Europene era de mini fotbal. De mini fotbal, am înțeles. Federația Române de Fotbal. Va fi și el în cadrul galei, vor fi în cadrul galei și cei trei sportivi de la echipa de futsal. Când? Joia viitoare, nu? Peste două săptămâni. Peste fix două săptămâni, că vinerea viitoare. Haideți să încercăm acum, nu știu, să-l invităm și pe Răzvan Burleanu, care are o... Voi vorbi cu domnul președinte, oricum eu mă duc la Federație săptămâna viitoare, la Federația Română de Fotbal, avem numele de telefon, am discutat, ne-am și întâlnit la meciul echipei naționale. Ești invitat aici, pentru că e o realizare și pentru noi. Este și Focșenean, domnul. Și Focșenean, are bunicii de sărbători, bunicii. Da, și de asta zic, uite, mi-a dat o idee bună, chiar că mă și întâlnesc cu... Măcar așa, nu știu, dacă nu poate veni, măcar cineva din... Da, poate vine tatălui. Este o performanță foarte, foarte frumoasă. Cea, mai ales că a dat și golul decisiv în semifinale Chivu și golul de 3-2. Și i-am urmărit două meciuri. Cel care s-a terminat cu 1-0. Nu mai rețin. Slovenia parcă a fost. Cu 1-0 și cel cu de 8-0. Le-am urmărit pe amândouă, după aceea în funcție de program, că nu pot să stau la televizor toată ziua, vedeți și dumneavoastră, sunt mai greu de prins. Mai ales în perioada asta când mă ocup personal de gala sportului. Contează foarte mult și media viitoare a acestui eveniment, pentru că este evenimentul anului în sportul lucian. Sunt 10.000 de copii în județul Vrancea care fac sport și asta cred că e cel mai important. E foarte important. Pentru că, până la urmă, din cei mulți care practică sportul, puțin sunt aleși aceia
care fac sport de mare și înaltă performanță. E spuma. Deci din toată prăjitura ei efectiv spuma. E spuma și atunci, dar asta nu înseamnă că cei care fac sport, sport de masă, sport de performanță, nu au și meritul lor până la urmă. Pentru că asta e foarte important. Noi avem și multe prejudecăți, din păcate, în România. Vorbeam cu cineva care a fost zile trecute în Germania, în Olanda, și nu era frig pe Germania. Și vedeam mulți dintre, de la tineri, de la copii până la bătrâni, echipați, totul aia și pe biciclete. Vă spun, dar noi în România, sau cel puțin în Focșana, există un copil pe vremea asta, să, da, în primul rând, bine, acolo nu era zăvat. Vlad Dulcescu, iarna, finul meu, Elvis Ila, și tot a rămas, mai ales aici și persoană cunoscută, dar vreți să vă spun ceva, dacă Daniel Gogu, directorul direcției de sport, dacă îl vedem toamna pe bicicletă... Mă duc la sală, mă duc la sală și am și acasă. Spune, dom'le, a rămas omul fără benzină, nebun, nu mai are mașină, nu mai are asta, adică nu o să apreci, adică ori apreciezi, ori nu sau măcar taci din gură. Gândiți-vă că în 2012 am fost la Londra în februarie, la un meci de fotbal, am fost la Manchester sau la Liverpool, nu știu unde, și eram oricum, făceam turul Londrei. Și ploua, Londra, februarie, foarte rece, erau 2 grade, cred, afară, ploua și am trecut pe lângă un parc și ce am văzut acolo? Alergau, erau în colanți scurți, deci peste genunchi și numai eu, la 2 grade, iar noi eram îmbrăcați. Nu, dar cred că aveau și vreo 10 gări la bol, băieți. Nu, bine că sunt acei colanți care te protejează, material special. Totuși avea jumătate de picior de la genunchi în jos, era gol și mai eu, deci era și mâna, brațul tot descoperit. Și ne uitam la noi și râdeam unul la altul, că eram cu 3-4 prieteni și zic, uite mă, că noi suntem îmbrăcați cu gecile, cu fesuri pe cap. Și ei erau în maieu și în short și alergau prin parc, în ploaie. Ăla e om sănătos, deci acel om este foarte, foarte sănătos și rezistent. Da, e rezistent la frumos. Nu mai am noi vorba grași frumos, așa mai bine să... Nu, eu nu sunt de acord cu această vorbă, grași frumos, nu, și eu am o obsesie. Da, e foarte important, e foarte important ca până la urmă toți copiii, că le place o anumită ramură sportivă, nu le place, dom'le, mișcarea contează. Corect. Eu vorbeam cu un profesor ieri cunoscut de la o școală din centrul orașului, nu mi-am venit să cred. Deci la începutul anului școlar sau la jumătatea anului școlar, au fost părinți care au fost sesizare la conducerea școlii, deci vă zic acum premieră, deci au fost sesizare, o plângere la așa, că la ora de educație fizică și sport a domnului profesor respectiv, profesor tânăr, exemplar, model, cunoscut, vă zic că nu vreau să-i zic numele acum, dar la școala, una din centru, așa. Că sunt două, care să se intereseze, există mai multe plângeri, una, două. E copilul a transpirat la educație fizică. Păi, dar nu l-a de aia. Stai puțin așa. Dar educație nu, că o chema din direct. Nu cred așa. De ce a transpirat copilul? Nu pot să cred așa. Dar dacă tine, uite, frate, a făcut la școală a doua, a treia, că a transpirat copilul. Păi și tine a zis la... Păi te transpiră și te încălzună. Aia înseamnă că elimină... Da, nu, și până la urmă i-a strâns mâna, a zis, doamne, vă strâng mâna, ca eu ca profesor și ca părinte, a zis, doamne, vă strâng mâna. Pentru că până la urmă mi-am făcut treaba. Și că dacă a transpirat copilul la educație fizică, înseamnă că mi-am făcut treaba. Nu, no, este incredibil. Nu știam chestia asta. Vă spun și chiar vă spun. Să ne mai amuzăm. Da, asta e la faza zilei. Dacă vreți, la transferul educativ. Păi, dar acolo sport pe drog, mai de asta faci sport să... Da, asta e treaba. Deci sunt și cazuri în care n-ai ce să faci. Adică, până la urmă, dacă nici la educație fizică nu transpiră, atunci chiar nu ți... Transpirăm de stres, transpirăm de altele, dacă e cald afară. Fie că vin datorile de la bancă. Da, sau facturile la... Da, deci domnul director, una peste alta, gala sportului. Gala este pregătită. Deci, odată, pe 18 decembrie, da, ora 18. La postul cinematograf Balada, da, în centrul orașului. În cadrul galei și inspectoratul școlar județean, probabil prin domnul inspector Ambrosiu, în cadrul galei, va premia profesorii de la UNSS. Pentru că noi avem... Deci cadrul galei va veni și domnul profesor Ambrosiu. Dar așa a fost și acum 2 ani. Frumos. Și inspectoratul școlar va premia profesorii de sport. Noi premiem profesorii de performanță, dumnealui premiază profesorii care se ocupă de sport, educație fizică, de educație fizică, care dacă transpiră, da, copilul nu-i bine. Da, atâta să fie răutatea în această meserie de profesor de sport, pentru că... O să fie frumos, da, și dacă o să vină și profesorii, până la urmă, și ei sunt oamenii care reușesc să-i convingă pe copii. Da. Pe copiii mai talentați să facă sport de performanță și ei au un rol extraordinar, profesorii de educație fizică. Baza sportului de performanță o reprezintă acești domni profesori care sunt profesori de școală, de liceu. Pentru că de aici
în urma competițiilor pe care le finanțăm și noi, pe care le trecem în calendar și conform calendarului, da, le finanțăm sau cofinanțăm, pentru că nu putem da toți banii pentru o singură competiție. Bun. Însă urmarea acestor competiții de masă, să le numim, școlare, acolo se văd vârfurile. Vârfurile intră în atenția profesorilor de performanță, sunt luați deoparte și automat sunt supuși unui alt tratament și unui alt antrenament și de acolo ies Vlad Dulcescu, Năstasă și cine mai Alina, da, 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 și cine mai sunt și performerii pe care vom premia noi. Vlad Dulcescu face parte, e o familie de sportivi. Îi cunosc de când făceam atletism și urmăream că și mama și tata și mama au fost și vedeam cum alergau și apreciam. Și uite că acum și dumneavoastră au avut rezultate. Au avut rezultate foarte bune, foarte, da, bune și a devenit și copilul. Și tatăl este jandarm acum și de asta tot și tot așa la intervenții. Și, da, cu bastale. Și de asta zic, deci dintr-o familie de sportivi, clar, uite, ai și tu un sportiv de performanță și exact, nu cred sportiv de performanță, chiar este un campion. Am trecut de un campion balcanic. Și și face parte din lotul național. Și dacă mă șel... Ia vedeți pe ce loc, haideți măcar... Nu pot să vă zic, se știe, locul 1, că a avut rezultat. A avut, deci Vlad Dulcescu e sportiv, măcar asta și după aia mai. Da, da, Vlad Dulcescu și e clar ca performanță. Sunt doi pe locul 1. Doi pe locul 1. Da, egalitate de puncte, campioni naționali la sporturile lor, locul 1, da, adică și mai multe competiții, deci câte 4. Vlad Dulcescu și pe cine mai? Hai, și atât. Și atât, lăsați suspans așa puțin. Nu pot să, și locurile 2, deci avem locurile 1 și 2, deci pe locul 1 sunt 2. Pe locul 2 sunt iarăși 2, dar vin 3 și 4, deci iarăși 2 sportivi la egalitate de puncte. Și nu știu care n-au putut fi departajați, clar. Puntajul este bătut în cuie, sunt 2 sportivi, deci sunt sporturi diferite. Există diferență? Probabil că da. Eu știu, dintre seniori și juniori, nu? Adică dacă ai un... Da, bineînțeles, la seniori se dublează punctajul. Am grila undeva pe aici, aveam grila chiar undeva, se dublează punctajul. Numărul maxim de puncte este de 500 puncte pe care le obține aur la olimpiadă. Aur la olimpiadă este maximul în sport. Bine, a fost și ca sportivul anului în România. În România, da. Deci maximul în sport acesta este aur la olimpiadă, 500 de puncte. Și după aceea scade treptat. 8 puncte campion național la juniori și 16 puncte, dacă rețin eu bine, campion național la seniori. Deci deja punctaj dublu. Ăla a ieșit chiar dacă au aceeași vârstă, dar acum ei aleg. Deci dacă concurezi la seniori și tu ești junior, vă dați seama că e mult mai greu pentru tine. Anul trecut Alin Năstase a câștigat seniorii la, și el fiind junior, având vârstă de juniorat. Și a câștigat la seniori. A avut șansă. Nu contează foarte mult, mă gândeam și la mediatizare. Adică e clar și în cele două ziare scrise. Și mediul online am E foarte bine, pentru că atunci și oamenii simt această bucurie, nu că îi bagă cineva în seară, că până la urmă ar trebui să colaboreze mediul de afaceri cu sportul, sunt oameni de afaceri din Focșani cu care am o relație destul de bună, chiar strânsă, aș putea spune. Sunt oameni care se implică permanent în sport, deci zi de zi vezi pe lângă sportiv, sau la fiecare competiție vin, ba sigur, ba transport, ba eu știu, cum pot ajuta, că nu poți să ajuți cu absolut tot, că o competiție costă, însă fiecare cum poate și asta este un lucru bun. Că dacă ai 3-4 oameni de afaceri lângă tine, e ok, cum vă spuneam data trecută la emisiune, iau echipa de futsal, că acolo chiar m-a impresionat, echipa de futsal din Odorhei, eu secuiesc. Are 40 de sponsori, care fiecare sponsor vine cu lunar. 1000 de lei lunar. Păi sunt 40.000 de lei lunar. Câte firme? 40 de firme, ori 1000 de lei. Ai ori 10 milioane. 40.000 de lei, 400 de milioane de lei vechi. 400 de milioane de vechi care îți vin lunar la echipă. Normal că ții jucători buni și motivezi cu prima. Așa, lunar? Lunar 40.000 de lei la echipa de futsal. Și normal că au ieșit pe locul 2-3 anul trecut sau ceva. Dar oricum au intrat în primul 4. Eu zic că sunt, câte firme sunt în județul Vlaj? Eu zic că sunt peste 2. Haideți să nu numărăm așa. Pentru că, de exemplu, vă spun, am fost dezamăgit. Ca de obicei, de când am intrat în acest sistem al sportului. Am fost președinte al CSM Focșani 2007. Am venit plin de mine, zic, hai să vedem, gata, eu foarte încrezător în mine, că îi cunosc pe foarte mulți. V-am zis, provin și cine mă cunoaște știe că vin din mediul de afaceri. Și am luat legătura cu niște oameni foarte importanți în afaceri, care m-au dezamăgit, în sensul că nici nu au vrut să audă.
au găsit tot felul de motive. Și acum la gală am avut niște surprize neplăcute. Cum a fost surpriza plăcută firma de la Jud, oricum îi voi da numele și în presă toate astea pentru că merită acest lucru. Am avut o surpriză foarte neplăcută, unde eram convins că nu există problemă acolo și suna de 3 ori și a 4 ani, sunați-mă dumneavoastră că nu mai e. Deci, nu pot, da, scuze. Da, am înțeles, da, te refuză de 3 ori, ți-au zice de 3 ori, te amână de 3 ori, înțelegi mesajul, că nu sunt căzut din copac și nici... M-ați înțeles? Da, asta este. Și mai ales ține și știam. Dar în fine, nu am să judec. Să știa clar că nu judec pe nimeni. Premiul ajunge unde trebuie. Adică nu era exista, nicio problemă. Nu, că veneam, zis, domnule, veniți și rezolvați personal. Și s-au trimis pe cineva direct. Nu mai comentăm, că nu vreau să mai aduc aminte. Am trecut, am acoperit. Pentru că până la urmă, orice sumă e important. Și un leu e important, da? Faci o masă, uitați cum a fost la echipe. La echipe nu poți să fii, domnule, premiez cu 100 de lei fiecare sportiv. Da, la, sunt firme la handball, sunt extreme, 20, poate. Spune, domnule, nu vreau lunar. Da, dar vin la... Pe an, deci ar fi 5 milioane, deci ați găsit 400 de firme cu 1000 de lei. 40 da? De firme, 40 da. 40 de firme. Vin la sfârșit. 40 de firme în Francia, da. Ca să nu spun doar în Focșani. Tu doar banii ați ținut și de... Cu 5 milioane pe lucru, da? Deci o firmă a domnului Simiz ar putea 5 milioane pe... Adică i-am dat contractul și 5 milioane ar fi 6 mii de lei. Nu dăm nume, mai bine nu dăm nume, că... Da, nu dau firmă, dacă nume că domnul Simiz se implică și s-a implicat cu siguranță, adică ar putea da. Marius Urmeteanu sau eu știu... Marius Urmeteanu este permanent lângă... Deci ar fi o sumă de 6 mii de lei anuală, da? Deci... Știți, sume fiecare cu... Adică să sprijini cum ar fi echipa de handball, care acum, între ghilimele, s-a pus pata la echipa de handball, pentru că văd că sunt rezultate este și ar putea, e un salt fantastic. Față de anul trecut, se cunoaște joc și managementul și tot. Și la fete deci la volei, am văzut că două piese au început, au început să se miște, deci să se ridice și voleiul și handballul, deci am văzut acest lucru. În cadrul galei vă spuneam, lângă Emilian Chivu vor fi și cei 3 jucători de la futsal, cei 3 juniori de la futsal care au jucat în echipa sub 21, echipa națională sub 21 a României. Și ce trebuie specificat aici? Faptul că și în echipa handball și la futsal mai ales sunt doar copii. Sunt doar din Focșani, doar din Focșani, copii din Focșani. Debutați da. La futsal. Din păcate nu avem echipă de fotbal și ei efectiv nu au viitor decât dacă pleacă în afară. La Liga 4 putem să jucăm și noi, adică dacă ne să fim serioși, să fim serioși. Liga 4 a 5 a da, e pentru amatori, pentru ei chiar și chiar mă bucur pentru acești copii. Nu mai sunt copii, sunt clasa 12, pentru acești sportivi tineri, juniori. Au fost luați, când m-am dus la Federația Română de Fotbal, domnul Burleanu, consilierul dumnealui, au venit și mi-a zis, domnule, felicitări, că știu și dumnealor că sunt implicat direct în echipa de futsal. Și zic, domnule, felicitări că ai adus o grămadă de copii acolo. Deja 3 au plecat la echipa națională și echipa națională are undeva maxim 12. Corect. Deci 3. Avem 3, mai are Târgu Mureș, mai are 2 sportivi. Dar la Târgu Mureș s-a mers, au câțiva români acolo, în rest, având un buget foarte mare, vorbim de sute de mii de euro, vorbim de 600-700 de mii de euro buget, au adus brazilieni, portughezi și tot ce înseamnă senior de națională. Acolo asta este, când vezi naționala României de seniori, vezi jucătorii de la Târgu Mureș și mai sunt vreo 2 de la Odorhei Secuiesc, unul de pe la Deva, 2 de la Deva, că au plecat acum, au plecat de la Târgu Secuiesc la Deva. A venit sponsorul cu banii, i-a cumpărat frații nu știu care, amândoi s-au dus acolo. Portarul German s-a dus acolo. Normal, banul vitează și fiecare se încântă la... Domnule director, suntem pe final de emisiune. 2014, o întrebare normală și o părere a dumneavoastră așteptăm și noi și telespectatorii. 2014 a fost un an... Bun, nu, nu a fost un an rău. Au fost toate o idee mai bună. Adică ce spuneai? E greu acum să spunem, domnule, dacă se mărește bugetul, nu se mărește. Adică pentru 2015, deja am fost și am vorbit pe la București, pentru că este normal, acum se discută bugetele. Bugetul României, am înțeles că ajunge în Parlamentul undeva pe 13 sau ceva de genul. Sau, în fine, am vorbit deja, să sperăm că și la noi era mult mai bine la capitolul bugetar. Am primit foarte puțin bani anul ăsta, n-am primit bani deloc pentru echipament sportiv. Poate mulți nu știu că mulți știau că au primit odată și am zis, nu s-a mai primit. Au fost probleme cu banii și vedem și noi. Au venit niște cheltuieli din urmă. Cine e vinovat, nu stau eu să găsesc acum vinovația. Dar anul acesta am sesizat, ne-au venit adresele oficiale prin care
ne întreabă de probleme, ce am avut anul acesta, ce soluții vedem pentru la anul, ce solicitări avem pentru anul viitor, tabere, pe sport, pe tineret. Facem aceste adrese, le trimitem în mod oficial. Pe partea cealaltă și eu personal, mă duc, de asta sunt director, sunt managerul acestei instituții și trebuie să mă ocup cu acest lucru, că una e să trimiți o hârtie pe care o citește un funcționar acolo în minister și alta este să te duci personal și să explici nevoia acelui lucru pe care l-ai trimis în adresă. Și de asta zic, nu sunt un om care stă de pe scaun, azi dacă stau 20 de ani pe funcția asta, scaunul va fi același când nu se tocește. Nu prea stau pe scaunul ăsta, eu sunt tot timpul în mișcare. Ba la sala de sport unde văd profesori, ba la atletism, ba la... Mă duc unde, mai sunt și chemat de unii profesori, de antrenori, hai să vorbim, să vedem că așa aflu de probleme și așa țin legătura cu profesorii și cu sportivii. E foarte bine. Domnule director, felicitări încă o dată. Vă mulțumesc foarte mult. Excelent. La fel și noastră. Ne vedem la Gala Sportului Vrâncean. Sper ca mulți focșeneni și vrânceni să vină la această gală. Vom trimite și noi invitații către Consiliul Local, către Consiliul Județean. Da, și oamenii focșani și către primăria. Oameni care iubesc sportul, 18 decembrie. Este evenimentul anului în sportul vrâncean. Acolo vin cei mai buni sportivi ai anului 2014 din Vrancea. Și normal merită o oră și jumătate, două din viața noastră, din viața focșenilor, a vrâncenilor, merită și ei să fie aplaudați pentru că este un an de muncă, deci se încheie un an de muncă și e lucru pe care îl merită în primul rând, aplauzele și felicitările noastre. Mai departe, cu premiile... Vedem. Cel mai mult. Un om în viață, pe lângă premii. Să fie apreciat. Merită aprecierea celor din jurul lui, pentru că, v-am zis, sunt sportivi care aleargă de dimineața până seara. Dar până la urmă, dumneavoastră, acum se luptă. La modul serios, spuneți. Că am vrut să fie... Când primiți dumneavoastră premiul? Domnule, poți mărte mă, să vă ocolată. Dar mai am. Directorul, poate să vă cineva, o să vin să gândești. M-am gândit eu acum. După ce nu voi mai fi director aici, pentru că nimeni nu este legat de scaunul pe veci, nu doresc să rămână pe cei. Care, adică măcar, domnule, director, direcții și dețelii... Domnule, doar ministru, doar peste ministru. Nu, dar cineva din... Vrage, eu știu, poate domnul inspectoratul școlar. Pentru mine. Pentru colaborarea pe care mare, cu oamenii. Cea mai mare plăcere ar fi nu să fiu eu premiat, ci sportivii. Ar fi cea bună premiere pentru mine să văd eu. Și pentru mine, vă spun încă o dată, vă repet, gestul pe care l-au făcut oamenii de afaceri. Pentru mine a fost un gest, soția mea mă întreba ieri, mă, dar nu ți-e rușine să suni și să ceri bani? Zic, dacă îi ceream pentru mine, poate o făceam cu rușine. Am făcut-o cu mândrie pentru că am pentru cine să cer bani și eu știu situația lor. Nu, și până la urmă știți cum e, trebuie să se termine și nu odată cu treaba asta, domnule. Pentru că dacă s-ar pune, eu știu, legile la punct și am ști... Legea sportului, 69 pe 2000 ar fi cel mai... Practică sponsorizare și Real Madrid. Da. A primit sponsorizare 300 de milioane de euro și a asociat o firmă, imaginea cu un club ca Real Madrid. Da. De 300 de milioane de euro. Sau eu știu și universitățile americane. Harvard au primit din partea studenților care au învățat la Harvard, au ajuns oameni de afaceri datorită Harvardului și profesorilor de la Harvard. Și după aceea... Și au venit oameni de afaceri, au făcut o donație, dar acolo sunt legi clare. Că până la urmă și o televiziune și un ziar, aceste, eu știu, trăiesc din publicitate, din sponsorizări și așa mai departe. Adică nu e nicio rușine, mai ales că ai și pentru cine să ceri. Corect. Și de asta am soției foarte, foarte clar, nu. De ce să fie rușine? Situația, nu cer pentru mine. Banii nu se ducă. Chiar dacă aș cere pentru Dani Gongu, până la urmă, am zis, vin și... sunt mulți dintre ei care mă cunosc personal foarte bine și mi-a zis, domnule, eu nu sunt. Am treburile mele. Da, ok. Vin, îți las banii, sunt convins că va ajunge banul la sportul respectiv. Și va fi în cadrul festiv premiat din partea... Nu știu, veți fi dumneavoastră, am înțeles că veți fi plecat sau ceva de genul. Da. Domnul Paizan, domnul profesor Paizan, cineva va fi? Poate să fie un eu știu, sau directorul teatrului... Cineva, sau da, Florin, exact, Florin Franco. Eu prefer pe cineva din sport pentru faptul că îi cunoașteți bine pe sportiv și faceți parte din presa sportivă. Și asta zic, deci chiar am zis, nu mi-este rușine, am făcut-o chiar cu mare mândrie. Banii mai bine ajung unde trebuie, ajung deci nu-i nicio... Și asta zic, și m-am bucurat pentru faptul că am avut inspirația aceasta și doi, și în primul rând pentru faptul că am avut deschidere din partea oamenilor de afaceri. Corect. Mulțumesc, stimați spectatori, mulțumesc domnului director că
odată și prin, știu, prin ceea ce v-a spus domnul director, este foarte bine ca mediul de afaceri să fie apropiat de... Încă mai așteptăm propuneri de sume, dacă mai vine cineva, deci avem unde. 18, avem da, unde, deci poate să ne contacteze cineva. Deci, da, cine, direct la direcția județeană de sport. Domnule, vreau să primim sportivul sau echipa, sau, deci este loc. Este loc. De eu știu, de mai mult. De mai mult, a venit alături de sportivii vrânceni, de sportivii din județul, din orașul nostru, pentru că este un efort deosebit al lor și, bineînțeles, nu numai alături de sport, puteți să fiți alături de oamenii de cultură, de oamenii care fac ceva, eu știu, poate din punctul nostru de vedere, dacă gândim acum la cal, la rece, cum vreți să spuneți dumneavoastră, nu aduc profit, dar profitul este educația pe care o primesc de la profesori, de la învățători, sunt rezultatele pe plan național și internațional, care la un moment dat profitul este imaginea municipiului și a județului în țară și în lume. Făcând o paranteză, acum nu știu câți dintre oamenii de rând din Focșani știau, dar în momentul în care Vladimir Moldovean a reușit și a ajuns în vârf cu cerind titlul olimpic la pușca aer comprimat, imediat au venit oamenii și a zis, domnule, stai, greșesc cu Vladimir. Și de Focșani au auzit și cei din Statele Unite. Cu el, până atunci nu știau că e și au auzit cei din Statele Unite, au auzit de municipiul Focșani, pentru că el e focșenean și cu asta am spus totul, deci, pentru că orice, nu mai ales că investit legal, că până la urmă toată lumea vrea să se întâmple lucrurile legal, da? Cu contract de sponsorizare, de intrat tot prin este legal, banii și premiile ajung acolo unde trebuie. Ăsta e un lucru garantat și orice bănuț, orice premiu, orice sacoșe pentru un copil de 5, 6, 7 ani contează enorm, pentru că este nevoie de oamenii de afaceri, dar este nevoie și de educație, este nevoie și de sport, este nevoie și de profesori și de învățători și de televiziuni. Toată lumea are nevoie de toată lumea. Mulțumesc, domnule director, încă o dată. Sper să terminăm, că am mai zis vreo 5 ori. Nu-i problemă. Mulțumesc și colegilor mei de la televiziunea noastră. Să ne vedem la gală. Să ne vedem la gală cu toții. 18 decembrie, ora 18, la fostul cinematograf Balada, cel mai important eveniment sportiv al anului, gala sportului vrâncean, numai la fostul cinematograf Balada, spuneam, pe 18 decembrie. Mulțumesc încă o dată domnului director și vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi în această seară deosebită. Până săptămâna viitoare, vă doresc mai bine!